Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Era imposibil să nu bubuie iară ceva cu maghiarii. Era imposibil pentru că văd că de câte ori există o criză economică, socială, sanitară. Acum întotdeauna trebuie cineva să găsească ceva despre maghiarii din România, ca și cum ei ar fi niște dușmani ascunși și dacă îi găsim, trece criza. Tribunalul București a decis că în secuime n-ai voie cu steagul comunității, cu steagul Secuiesc, că suntem în secuime, cu steagul Ungariei, doar cu cel al României și al Uniunii Europene. Aici trebuie povestit extrem de, de obiectiv. 1. Într-adevăr, steagul României este obligatoriu de afișat pe instituții Publice. Drapelele altor țări se pot pune pe instituțiile alea doar la ocazii speciale. Așa zice legea. Și legea e lege. Că e bună, că e proastă, o vom vedea. Doar că în comuna Rimetea, din Harghita, steagurile astea nu erau puse pe primărie, ci erau puse în piața centrală. Un fel de, dacă vrei, Uh, buletin de identitate al comunității. Comunitatea spune, suntem în România, avem steagul României, suntem în Uniunea Europeană, am pus steagul Uniunii Europene, suntem și cetățeni maghiari, satul e undeva la 98% maghiar, am pus și steagul Ungariei, suntem și comunitate, am pus și steagul comunității. În piață, nu pe clădirea primăriei. Tribunalul București a dat o sentință definitivă, și astăzi, în prezența multor oameni de acolo, multor săteni, am văzut fotografiile, am văzut ceva filmări, erau cu ochii în lacrimi, dezamăgiți. Au trebuit să dea jos steagurile comunității: drapelul Secuesc și steagul Ungariei. Despre celălalt steag al comunității. Legea spune că dacă există o stemă, ea poate fi pusă, arborată. M-am uitat pe Wikipedia, Comuna Rimetea din Harghita are o stemă. Așa cum au multe, multe, multe dintre comunele și orașele din țara asta. La Brașov, de exemplu, lângă steagul României, este, așa cum e și normal, stema județului Brașov. Foarte bine. Peste tot unde am fost în Europa, am văzut simboluri locale, simboluri regionale, simboluri naționale și simbolurile europene. Steagul secuiesc. Asta e mâncă pe foarte mulți. Există un băiat în tănasă la care acum a deputat, în secuime, care nu, suportă, nu prea suportă simbolurile ungurești și atunci face plângeri peste plângeri peste plângeri și apoi câte una, câte o instanță îi aprobă plângerile. Sigur, acum nu trebuie întrebat Tănasă unde merge la bunici. Că s-ar putea să fie drumul mult prea lung și trebuie să iasă din secuime și din ardeală. Dar nu despre asta discuția. Discuția este despre diversitate. Noi acceptăm diversitatea Uniunii Europene. Ne place. Am plecat milioane în Uniunea Europeană. Suntem acolo. Suntem, dacă vrei, comunități întregi. Nu suntem comunități istorice. Nu suntem acolo de o mie de ani. Cum sunt maghiari aici. Suntem acolo și suntem acceptați. La început, de adevărat, s au uitat un pic mai ciudat la noi. Dar după ce au văzut că suntem muncitori, că avem școală, că suntem în stare să muncim foarte serios, uite, lumea zice, bravo românilor. Am fost în Paris, de exemplu, până acum erau la putere, dacă vrei, în construcții, portughezii. Acum se caută românii, pentru că sunt foarte serioși. Și chestiunea asta îți dă așa un fel de mândrie de a internă, un fel de, un fel de, combustie de a motor pe combustie intern și zici, uite bă că se poate. În momentul în care munca e respectată. multora nu le vine să creadă, dar în Ungaria, acolo unde sunt comunități românești și nu 98% cum sunt secuime, ci chiar 4% sau 10%, cum e indiul de exemplu, 4%, drapelul României flutură pe instituțiile reprezentative. Mai mult decât atât, dacă mergi în Giulă, la liceul Nicolae Bălcescu, o să vezi scris mai întâi în românește și după aia în ugurește, O să vezi steagul României, da, da, al României, al statului român, steagul Ungariei și steagul Uniunii Europene. De ce? Pentru că Românii în Ungaria se revendică și ei de la România, așa cum maghiarii de aici se revendică și ei și de la Ungaria. Pentru că e normal. Nu există țări pure etnic. Să zic că toată lumea suntem de aceeași religie, de aceeași limbă, de aceeași naționalitate. Nu există chestia asta. Ne place sau nu, așa îi lumea. Mă duc un pic mai departe. Comuna asta, Rimetea, este un punct turistic extrem de dezvoltat are vreo 45 de pensiuni, hoteluri și vile de închiriat. Poți, are o mulțime, m-am uitat pe uh, un portal turistic din România, are o mulțime de atracții turistice. Păi în loc să o lași în pace, în loc să zici, băieți, dezvoltați-vă, și voi și cei din Moldova, și cei din Ardeal, și cei din Oltenia, și cei de peste tot, ca să plătiți taxe mai mari, pentru că o să aveți profituri mai mari o să pătiți taxe mai mari statului român și statul român o să vină să facă autostrăzi și scoli și spitale și irigații și tot ce înseamnă dezvoltare, noi mergem acolo și băgăm acum bățul prin gard. Tribunalul București ce treabă o avea cu secuimea? Că probabil mulți de acolo au impresia că secuimea e undeva prin Africa de Sud. Mai mult decât atât. Există niște frustrări pe care câțiva, uite de exemplu, Tribunalul București le activează a fost ponta în Moldova. I s-a dăruit steagul Moldovei. Nu este un steag oficial. Da? Este mai puțin oficial decât este steagul secuiesc. Și a fost primit cu mare pompă și cu respect. Exact așa cum trebuie să privești steagul, stema, simbolurile unui comunități. Oltenia are ziua ei oficială. Mai mult decât atât avea și un festival de umor pașaport de Olteană. Toată lumea a aplaudat pentru că așa este normal. Să aplauzi atunci când cineva, fără să iasă din identitatea națională, fără să iasă din identitatea europeană, își aclamează, își, își celebrează propria identitate. Aici nu mai este vorba de români și unguri. Aici este vorba de tratamentul cu care Bucureștiu privește cu istorică suspiciune zona asta numită Transilvania. Pentru că, în timp ce uh, guvernanții Primesc și respectă și celebrează steagul Moldovei, de exemplu. Da? Revin la Ponta. Pentru că s-a purtat pe stradă, atenție, nu s-a pus nicăieri steagul Transilvaniei, câțiva tineri din cluj au primit amendă. Da? Și pe procesul verbal scria amendă pentru că au purtat steagul Transilvaniei de dinainte de 918. Da? Măi băieți, noi existăm de dinainte de 918. Nu poți să-mi ceri, domnule, până în 918, radeți memoria. Eu nu sunt împotriva României când spun chestiunea asta. Din potrivă, am văzut cum e în Franța. Te duci în Franța, du-te în Strasburg, în Franța, du în Alsacia, da, Lorena, du-te în sudul Franței, du-te unde vrei, în Bretanie. Peste tot vei vedea simbolurile regionale. Mai mult decât atât, există o, o exacerbare culturală pe tot ceea ce înseamnă localism, regionalism. Da? Vrei să fii naționalist în România? Stai că țară -o poză. Uite, Merkel este la piață. Da? Angela Merkel, cancelarul Germaniei, este la piață și culege ceva dintr-o tavă, niște fructe, niște legume și după aia plătește că preferă să cumpere de la țăranul neamț. Ai noștri la televizor sunt mari naționaliști da? și după aia vezi cu Mașini străine, cămăși străine, papuși străini, și dacă se poate, când îi doare ceva la lingurică, pleacă în clinici străine. Despre asta este vorba, despre onestitate. Când vorbesc despre uh, secuime, eu nu vorbesc despre români și maghiari. Eu vorbesc despre tratamentul pe care statul român înțelege să-l pună pur și simplu ca stabilă în fața diversității. Tu nu poți celebra diversitatea în Uniunea Europeană cântând nu-i așa oda bucuriei, vorbim despre unitate în diversitate și în același timp pe proprii tăi cetățeni, că atenție, secuii sunt cetățeni români, plătitori de taxe și poate mai bine plătitori de taxe decât din alte părți, da? pe ai tăi cetățeni din partea asta să-i bași cumva supreși. Adică, vorba lui Brătianu, îmi place ardealul, dar fără ardeleni. Lucrurile astea trebuie cumva comentate. Vezi, aici am o traistă, cu sută, cu stema Transilvaniei. Stema asta se regăsește și pe stema României. Este absolut normal. Știi cine mi-a făcut-o? O doamnă din țara moților. O româncă de acolo care a zis, să știi că eu cu bărbatul meu când te-am auzit atunci prin 98 că ai zis de cu regiuni și cu destea, am zis, bărbatul ăsta trebuie să-i pune în capul pe topor ca la gâscan, pe butuc. Acum îmi dau seama că ai avut dreptate. Știi de ce? Că mi-au plecat copiii în străinătate uh, și mi-au zis, mamă, să știi că aici toată lumea are voie să zică orice, numai să nu dea în cap. Și s-au gândit, femeie, la 70 ceva de ani, apoi așa ar trebui să fie și aici. Cât de mult am uitat noi cum e frica aia de a asculta Europa liberă și vocea Americii bărbatul său. Da, mai lua câte un ștampel de pălincă și să pune la... Uh, Radio. Noi asta trebuie să o depășim. Uh, am văzut un comentariu pe Cluj-Capitala, uh, cred că Radu Hangănuș, care o spus, Bă, băieți, noi ne certăm pe steaguri și alții construiesc uh, uh, trenuri de mare viteză, uh, alții descoperă noi sisteme solare, alții inovează, inovează, inovează și noi încă am rămas în acel ev mediu în care nu e așa, trebuie să dăm în cap ălui pentru că este diferit, pentru că are o culoare diferită, religie diferită, limbă diferită sau mai știu eu ce e diferit. Discuția asta despre diversitate ar trebui să o ducem foarte departe. Ar trebui să ne gândim că noi nu avem de împărțit cu nimeni. Că țara asta, așa cum este ea, este construită de toți cetățenii ei. Apoi că unui român, că unui ungur, că unui tătar, că unui neamț, că unui jvab, că unui slovac. Asta este o comoară extraordinară. Diversitatea asta culturală pe care o avem noi este unică în Europa. Europa are după Brexit 27 de culturi naționale. Noi avem acum 27 de culturi locale și regionale. Dacă vrei să intri într-o Europa care celebrează diversitatea culturală, de ce-ți ce refuz avantajul ăsta istoric? Nu o să înțeleg niciodată chestia asta. Mă uitam după aia la comentarii. Mie mi-a fost rușine de câteva comentarii. Adică, pur și simplu, sunt oameni care încă mai trăiesc în grotă. Oameni care au impresia că dacă tu. Da? născut în Transilvania, cum sunt eu, da? celebrezi cultura ta regională, oamenii au impresia că ești împotriva culturii din Moldova, din Oltenia, din Bana, din mai știu ce, din Dobrogea și altele. Nici gând. Dacă fiecare și-ar celebra locul natal, țara asta ar înflori, dar să o celebreze cu onestitate. Onestitate și ce înseamnă? Să nu bași supreș tot felul de adevăruri doar pentru că uh, nu-ți convin și să scoți în față mituri care nu se folosesc la nimic, da? S-au scos miturile începând de la Burebista până la Mihai Viteazul până la Nicolae Ceaușescu o grămadă. Noi ne extragem patriotismul nu din construcția țării și din dezvoltarea ei, din păcate, ci din mitologia asta frustrată și frustrantă a alora pe care nu i-o lăsa marile imperii să facă o minune de țară. Păi dacă nu era Imperiul Rus, păi mi se pare că nu aveam regulamentele organice. Dacă nu era Imperiul Otoman, poate nu aveam culele, da? ciorba. Da? Dacă nu era Imperiul Austro-Ungar, poate că nu-ți așa de mult să te plimbi prin Sibiu, prin Brașov, prin Târgu Mureș, prin Cluj, prin Bistrița, prin Sebeș, -o prin Sighișoara, printr-o mulțime de locuri construite prin efortul comun al tuturor celor de aici. A, că unii au dus-o mai bine, alții mai rău. Că alții au fost de o religie, alții de altă religie. Sigur că da. Toată istoria lumii îi între bătă și flori. Toată istoria lumii. N-am suferit mai mult decât alții. Dacă te uiți la istoria Franței, când se, se decapitau și când se tăiau doar pentru că ăla era de altă rămurică a catolicismului, te îngrozești. Noi n-am avut încă asta. Noi am avut acele mișcări de suprafață, dar la periferie. Noi acum și ce ar trebui să facem? Să punem mână de la mână sau minte de la minte, să se așeze ăștia mai mari țări. Prima dată îi pui în bibliotecă, să citească. Îi ții acolo ceva timp și după ai pui la extemporal, la masă. Mă, băiatule, scrie cum vrei să devină România și cum crezi tu că poate deveni România o țară normală. Dacă te califici, e ok, dacă nu te califici, du-te dragă la șaibă acolo de unde ai venit în Parlament. Pentru că până la urmă, România trebuie să devină o țară suportabilă pentru toți. La ce avem noi acum? Avem o sumă de breaking news-uri care ne activează ce? Ne activează dorința de a pleca cât mai repede. Ori eu nu vreau să plec. Pentru că eu sunt român, din Transilvania și atunci când un tribunal din București îmi spune că maghiarul din Transilvania nu are aceleași drepturi ca mine, ca uh, locuitorul din Brașov care se bucură când își vede steagul sau locuitorul din Turda care se bucură când merge cu mașina și prinde steaguri locale, da? atunci eu mă simt cumva uh, micșorat, mă simt cumva tolerat, mă simt ne la locul meu, pentru că locul meu e în Transilvania, cu maghiari, cu sași, cu slovaci, cu romi, cu toți cei care ne-am pripășit pe aici și fiecare după puteri, după minte, o adus câte ceva la cultura transilvaneană. Și după a cultura transilvaneană o adus ceva la cultura română. Și cultura română o adus câte ceva la culturile europene și universale. Pentru că dacă nu-i cultură, e ca dragoste. Nimic nu e. Să ai sănătate. A, e molta mente.